La începutul poveștii, o femeie pe nume Sara este capturată și pedepsită pentru practicarea magiei negre asupra oamenilor, iar șeful regal o condamnă la moarte pentru păcatele ei. Ea susține că a încercat doar să ajute oamenii, dar sătenii nu o cred și încep să o lovească cu pietrele. Șeful insistă că este timpul ca ea să moară, dar Sara îi avertizează să o lase să plece sau le va lua viețile tuturor, precum animalele sălbatice. Călăul o decapitează, dar spre tuturor, Sara rămâne în viață. Filmul se mută apoi în prezent, unde o vedem pe Alin luptându-se cu probleme financiare, în timp ce îndreaptă spre casa ei, este atacată brusc de un grup de bărbați. Unul dintre ei cere să plătească datoria tatălui ei. Alin insistă ca o înțelegere și că este încă la timp, dar bărbatul îi răspunde că șeful ei s-a răzgândit și că ea trebuie să plătească datoria în seara asta. Într-o mișcare disperată, Alin ia o sticlă din apropiere, o îndreaptă spre gâtul bărbatului și cere încă trei zile pentru a plăti datoria. Bărbatul se taie din greșeală la gât, începe să sângereze și pleacă, dându-i o prelungire de trei zile. Femeia se întoarce apoi acasă, unde locuiește cu fratele ei Bagas și în ciuda dificultăților financiare, face tot posibilul să-l facă fericit. În acea noapte, Alin se află într-un loc necunoscut, unde aude pe cineva strigându-i numele. Când atinge un perete, tatăl îi apare brusc într-o formă demonică și cere să vină cu el. El îi spune că el și mama îi sunt morți din cauza ei și că va continua să o tortureze. Alin îl respinge, dar este îngrozită să vadă o rană mare pe cap care îi dezvole creierul. Fantoma se întoarce spre ea și îi spune mori, făcând o pe Alin să se trezească îngrozită. Se duce apoi la Gani, unde Fitra, un prieten al lui Gani, este deja prezent. Cei doi plănuiesc să și o casă dar Fitra se încruntă la Lin pentru că acesta a înregistrat unele dintre conversațiile lor. Ea la amenință, spunându-i că dacă o noi pentru jaf, îl va denunța la poliție. Gani întrerupe și o respinge pe Fitra, apoi spune lui Alin că nu poate merge cu ei. Alin difuzează o înregistrare de pe telefonul său, în care Fitra și Gani discută despre jefuirea casei cuiva pentru că au nevoie de bani pentru operația pe cord a prietenelor Zia. Gani le face cunoștință cu Zia și Alin, dar Zia o avertizează pe Alin că Fitra și Gani sunt ca o familie pentru ea, așa că dacă li se întâmplă ceva din cauza ei, vor exista a consecințe. Alin scoate telefonul și șterge înregistrarea, spunând că avea nevoie de ea pentru a se asigura că poate veni cu ei. A doua zi dimineață, ajung la casa pe care intenționează să o jefuiască, dar observă o mașină parcată afară. Îl sună pe prietenul lor Dodi și îl informează despre mașină. Dodi confirmă că locuința ar trebui să fie goală și sugerează că este posibil ca ocupanții să fi plecat într-o călătorie fără mașină. Toți așteaptă căderea nopții pentru a efectua jaful, iar zia rămâne în mașină, în timp ce ceilalți trei intră și în timp ce s-ar poarta, văd o amuletă acolo. Găsesc ușa deschisă și intră în casă. Fitra îi spune lui Gani să ocupe primul etaj cu Alin, în timp ce el merge la etaj și convins să se întâlnească din nou în 30 de minute. Gani ordonă lui Alin să ia doar obiecte de valoare în cantități mari, astfel încât furtul să nu fie observat cu ușurință. Amândoi intră în camere diferite și Gani găsește bani într-un dulap. El ia toți banii, dar când continuă să caute, mâna lui atinge ceva ciudat și spre guraza lui descoperă un cap tăiat care dispare de acolo clipă mai târziu. Între timp, Alin îl vede pe Bagas în casă și începe să-l urmărească. Gani iese și îl găsește pe Alin îndreptându-se spre subsol și spune că l-a văzut pe Bagas aici. El îi spune că acest lucru este imposibil și că ești miroase îngrozitor, dar Alin merge mai departe. Pe de altă parte, Fitra este surprinsă când își vede reflexia în oglindă, comportându-se diferit de el. Reflexia sa începe să scoată un bebeluș din burtă, îngrozindu-l, dar o clipă mai târziu viziunea tulburătoare dispare. Între timp, Gani și Alin descoperă cadavre într-o cameră. Printre ele observă o fată încă în viață, care cere ajutor. Ea o sună pe Zia și ordonă să pregătească mașina. O întreabă pe dată cum i s-a întâmplat asta și cine este Fata îi spune că au vrut să o sacrifice și când o întreabă cine sunt ei, ea răspunde că nu știe. Gani încearcă să dezlege frânghia, dar și de mâinile. Văzând acest lucru, alinea un topor și taie funia legată de mâinile și picioarele fetei. După aceea, în timp ce încep să ia pe fată, vedem un alt bărbat în cameră, de asemenea viu. Îl găsesc pe fitra afară și când Alin deschide ușa, sunt șocat să vadă că ieșirea este blocată de un zid. Fitra se grăbește imediat să deschidă o altă ușă, dar și aceasta este blocată de un zid. Ei decid că Alin și fitra vor merge să găsească o cale de ieșire și înainte

Fitra și Alin se duc într-o cameră și găsesc pe perete o fotografie a fetei cu familia ei, iar pe peretele opus, Fitra observă un arbore genealogic. Din el află că numele fetei este Sogma, născută vineri, iar Fitra îi spune lui Alin că Sogma împarte același Wetton cu o femeie din vârf. Între timp, Gani observă că Sogma spune ceva și când se apropie pentru a asculta cu atenție, ea se trezește și ochii de devin demonici. Un vierme iese din gură și intră în urechea lui Gani. Sogma spune, toți oamenii vor muri, iar Gani începe să se zvârcolească de durere, se potignește și deodată vede cu groază Vrele prietenilor ei. De cealaltă parte, Alin și Fitra laud pe Baga strigă numele lui Alin, iar ea se repede după el. Auzind țipătul lui Gani, Fitra se repede la el. Cu toate acestea, Gani o vede pe Sogma în loc de Fitra și întreabă cine este. Fitra este derutată de comportamentul lui Gani, iar când Gani o întreabă pe Sogma ce le-a făcut prietenilor ei, aceasta îi spune că i-a ucis pe toți și că acum este timpul să moară. Gani scoate cuțitul din buzunar și în timp ce Fitra se apropie cu precauție de el, cerându-i să returneze cuțitul, Gani îl atacă, crezând că i-a ucis familia. Fitra se repede apoi într-o altă cameră și se încuie înăuntru, dar acolo vede mulți viermi târându-se pe tavană. Unul dintre ei cade și intră în gură, iar Fitra vede că viermele a intrat în stomac și pentru a scăpa de el, începe să-și mângă stomacul din diferite locuri, astfel încât viermele să poată ieși. Totuși, acest lucru nu funcționează și în curând, viermii rămâșcat pe el. Între timp, Zia încearcă să-și contacteze prietenii, iar Fitra spune că este în curte. Cu toate acestea, vedem că de fapt Sogma este cea care vorbește cu Fitra. Cu toate acestea, Sogma se ridică repede și când Zia o întreabă cine este, Sogma îi spune că este Fitra. Zia este îngrozită și începe să aibă un atac de cord. Ea încearcă să scape, dar se prăbușește după o distanță scurtă și moare pe loc. Pe de altă parte, Alin intră într-o cameră în căutarea lui Bagas când un vierme cade pe ea și intră în haine, iar deodată lumina se stinge. Alin aude o bubuitură și când se deplasează în acea direcție, îl găsește pe Bagas dându-se cu capul de un perete. Un Alin se apropie de el și îl întreabă ce face acolo, după care acestea arată un vechi decupaj de ziar despre accidentul părinților lor. Bagaz dispare, iar Alin se întoarce și este bântuită de fantoma tatălui ei. Îngrozită, Alin fuge și încuie ușa. Brusc, cineva îi pune o mână pe frunte, lăsându-i inconștientă. Mai târziu, bărbatul îi readuce pe Gani și Alin la cunoștință și le spune că tocmai a salvat efectele magiei negre mediane care își poate nebuni victimele. El explică că în urmă cu 20 de ani a fost însărcinat cu vânarea răufăcătorilor care practicau magia neagră și că în urmă cu 22 de ore a venit în această casă pentru a pune capăt moștenirii preoagan a lui Sarap. 100 de ani de blestem așteaptă următoarea generație, care se va naște în acea zi cu al lui, pe numele lui Sogma, femeia pe care au ajutat-o, iar blestemul poate fi rupt doar de Keris. El a reușit să o slăbească temporar pe Sogma până când au venit ei și au stricat totul. Gani spune că nu aveau nicio intenție să strice planurile lui Urip și abia atunci își amintește că Fitra nu este cu ei. El îi cere lui Urip să-i ajute să-l găsească pe Fitra, la care Urip răspunde că trebuie să găsească Sirno, pierdut acum 200 de ani. El explică faptul că fiul lui Sara au construit această casă pentru a găsi și arunca Sirno pe Teng în Marea Sudului. În timp ce încearcă să coboare, descoperă că scările sunt rupte și în timp ce Urip spune că au nevoie de ceva pentru a intra, își pierde echilibrul, provocând căderea tuturor. Pe măsură ce înaintează, Alin spune că a mai văzut acest loc într-un vis, dar inițial ei nu o cred și merg mai departe. Gan îl întreabă pe Urip semnificația locului și deodată îl văd pe Alina apropiindu-se de ei, căutând un cântec. Tulburată, Urip îl identifică drept Kidung, o vrajă împotriva răului. Alin continuă să înainteze și atinge un perete, dezvoltând Sirno pe teng, ascuns în interior. Ea scoate Sirno și îl deschide, declanșând o explozie care prăbușește pereții, iar forța exploziei îi aruncă pe toți trei afară din peșteră. În acel moment, Sogma sosește și cere să știe despre Chiaris. Ea amenință că îi va ucide pe toți dacă nu se conformează. Toți se ridică și Sogma începe să recite o vrajă de înviere a morților. le spune urgent să fugă și în timp ce încearcă să scape, Sogma încearcă să-i oprească. Urip începe să recite rugăciuni pentru a opri urmărirea lui Sogma. El se apropie cu precauție de ea și ordonă să se întoarcă în iadă. Cu toate acestea, Sogma îl copleșește și zmulge mâna din corp. Ea îi spune că viața și moartea lui sunt în mâinile ei, apoi posedă cadavrele și le trimite după Gani și Alina. Afară, Gani și Alina trupul fără viața al ziei, dar când văd cadavrele apropiindu-se de ei, amândoi încep să alerge spre ieșire. Gani o scoate pe Alina afară și spune să meargă înainte, în timp ce el se duce să o caute pe fitra. Alina îi spune că va muri, iar el îi dă cheile de la sertarul său, în care se află economiile sale, pe care le poate lua pentru ea și bagas. Ea încearcă să-l oprească, dar el insistă că trebuie să meargă acasă. Alina încearcă să părăsească scena, dar ochii cad pe Sogma, care umple de furie. Sogma începe să recite incantații, exasperându-și și mai mult pe Alin. Alin conduce Duba spre Sogma, o lovește și zbește Duba de un copac, strivind-o pe Sogma. Alin coboară din mașină și vede că morții vii îl mănâncă pe Gani, în timp ce el este încă în viață. El atacă și omoară unul câte unul pe Keris, dar Gani oprește și-l omoară pe Fitra și după moarte devine el însuși posedat. Între timp, Sogma apare și declară că moartea nu este sfârșitul și învierea lui. Înfuriat, Alin avansează și are loc o luptă intensă. În timp ce se apropie să o atace, Alin îl apucă pe Carrie și îl înjunghe din nou în gât, ucigând o în cele din urmă pe Sogma cu lovitură în cap. Mai târziu, îi vedem pe Alin și Baga spărăsind clădirea când îl găsesc din nou pe bărbat. Ea îi predă banii, achitând astfel datoria tatălui ei. Cu toate acestea, când bărbatul continuă să orțuiască, ea scoate carrie și taie gâtul, determinându-l să fugă. În timp ce acesta pleacă, apare Urif și spune lui Alin că poate folosi Sirno după bunul plac. El îi spune că aura sa emană furie, ceea ce înseamnă că Sirno pe tank a ales-o pe ea să curețe moștenirea, la fel cum au făcut-o strămoșii săi. Apoi o strigă pe numele ei complet iar filmul se încheie. Dacă acest video v-a plăcut, lăsați un like și abonați-vă. Mulțumesc pentru vizionare, arrivederci!